Pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a apărut un comunicat în care înalt preasfințitul Calinic Botoșăneanul adresează un cuvânt de solidaritate poporului român. Ar fi deprisos să vă spun că ceea ce se întâmplă la ora actuală la Iași cu pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este împotriva legii și a bunului simț. Însă trebuia ca, odată și odată, și rugăciunile unor pseudo-intelectuali pe care îi numeau în anii trecuți pe pelerinii închinători, pupători de oase, să ajungă la Dumnezeul lor. Și iată că dorința lor, susținuți fiind și de cei fără credință, neam și țară, s-a împlinit. De altfel, era lesne de înțeles că se va ajunge aici. În scriptură găsim scris că va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Matei 27:64. Ne-au lăsat fără slujba de înviere, trebuie să ne lase și fără cea de Crăciun. Fiecare perioadă își are dioclețienii și maximilienii ei, uneori chiar mai zeloși decât aceia. Din păcate, numele unora ca aceia au rămas în istorie ca niște nume de ocară. Ceea ce nu pot astfel de oameni înțelege este faptul că cinstirea, cultul sfintelor moaște, este o instituție a bisericii care este așezată pe dogma existenței lui Dumnezeu și a lucrării Sfântului Duh din viața omului și care nu are nimic în comun cu cultul morților din Egiptul antic. Știut este faptul că apostolii, după pogorârea Sfântului Duh, au primit puterea de a face minuni prin trupurile lor, așa că, văzând aceasta, oamenii îi scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărgi ca, venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Până și lucrurile purtate de apostoli erau făcătoare de minuni, încât peste cei care erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de ei. Se povestește despre un cortegiu mortuar care, de frica moabiților, și-au aruncat mortul în mormântul profetului Elisei și mortul a înviat. Incoruptibilitatea trupurilor sfinților este o minune a lui Dumnezeu în viața lor, pe care persecutorii bisericii din toate timpurile nu au înțeles-o și nici nu o vor înțelege. Este imposibil pentru cineva cu mintea desacralizată să înțeleagă cum este posibil să te poți vindeca de bori incurabile, atingându-te de racla unui sfânt sau de o icoană făcătoare de minuni, când întreaga știință medicală nu ți-a rezolvat suferința. Și totuși se poate. Da, vă spun răspicat, se poate. Minunile sunt dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Citiți cartea Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva sau Minunile Maicii Domnului prin icoana Safă, cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu și vă veți convinge. Sunt mărturiile celor care au fost beneficiarii unor astfel de minuni în care cei infestați cu COVID-ul marxismului nu cred. Cum să împiedici vizita cuiva la cel mai bun prieten al său? Chiar și sub pretextul că îi vrei binele, antepronunțându-te că acesta nu este capabil să respecte niște norme, neînvestindu-l cu încredere în responsabilitatea lui. Și totuși, ca această sărbătoare a Moldovei, care nu a putut fi oprită nici în timpul celor mai aprige momente prin care a trecut țara, să iasă de sub incidența interdicțiilor, beneficiari fiind doar cei din municipiul Iași, aș propune, sigur, este doar o propunere, ca racla cu sfintele moaște să fie purtată începând de duminică 11 octombrie, într-un pelerinaj prin toate orașele, comunele, satele și cătunele din întreaga Moldovă. Astfel, precum a făcut și în timpul Marii Procesiuni din 1947, Sfânta noastră dragă ar putea aduce mângâiere și pace tuturor celor care o iubesc, dar nu pot veni să îi aducă prin nosul lacrimilor și al rugăciunilor alături de un mănunchi de flori și busuioc. Să îi se ceară oare Sfintei de către forțele de ordine la trecerea dintr-un județ în altul cartea de identitate sau buletinul de analize? Rămâne de văzut. De ce nu? Te poți aștepta la așa ceva. Însă, cert este că în urma testelor din ultimele sute de ani, Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva de la Iași a dovedit că în firavul ei trup are într-un procent foarte mare pe Duhul Sfânt. Așa se explică faptul că mâinile ei sunt mereu
calde, iar relicvele ei, frumos mirositoare, sunt făcătoare de minuni. Însă, din păcate, nu poți să ceri cuiva să creadă în cruce și icoane pe care le consideră idoli, ori să cinstească pe sfinți atâta timp cât acestea la acela lipsesc cu desăvârșire. O apoftegmă populară spune: când ce-o face omul cu mâna lui, de aceea este nevoie de multă căință, post și rugăciune. Oricum, fiți tari în credință, căci lupta împotriva ortodoxiei este în plină desfășurare. Parafrazându-l pe dreptul Simeon, aș încheia spunând: și prin sufletul tău, popor român, va trece sabie. Doamne, nu ne părăsi!